Asociația Municipiilor din România dezbate trecerea serviciilor publice de interes local în subordinea primarului, așa cum a fost până în anul 2001. În cazul Sucevei este vorba despre ceea ce s-a petrecut cu firma de termoficare Termica, dar și despre Societatea de Apă și Canalizare Acet și cea de transport de călători TPL. La ședința Comitetului Director al Asociației Municipiilor din România s-a mai cerut ca hotărârile de Consiliul Local care vizează patrimoniul să fie luate cu cel puțin o doime din numărul consilierilor și nu cu două treimi ca până acum. Ați văzut implicarea mea și nu numai la Termica, la toate societățile din subordinea primăriei, discutăm aici și de Acet, discutăm și de PL, toți vin la primar, toți cer bani la primar, dacă merge sau nu merge acolo, devine primarul. Ca atare este corect aceste instituții, având în vedere faptul că șeful administrației locale, până la urmă este primarul, să fie trecute în subordinea primarului. Mulți dintre colegi au cerut să se, mă rog, majoritatea la patrimoniu să fie de o doime, în loc de două treimi, cum este azi. Eu știți că aici la Suceava, indiferent de dacă am avut mai multe sau mai puțină majoritate, nu prea am avut probleme, pentru că chiar dacă au fost atunci când vii cu un proiect în interesul comunității, am făcut de două, trei zile la rând ședințe de îndată și n-au cum să nu-l voteze, pentru că oamenii văd că este un proiect în interesul comunității. Colegii primari au spus că sunt situații în care pierd și au fost reale finanțării europene, sunt orgolii, partidele lucrează de multe ori și politic în consilii locale. Și de asemenea, inventarul domeniului public să nu mai fie aprobat de guvern doar prin hotărâri de Consiliu Local, pentru că durează aprobarea acestui inventar. Ai un proiect european, da? O stradă în loc de 1500 de metri are 1502 metri. Trebuie să mergi să modifici acest domeniu public, trebuie să mergi la guvern să dea o hotărâre de guvern care durează chiar 6 luni de zile și pierzi finanțare. Deci sunt câteva lucruri care noi le-am, cei din Asociația Municipiilor din România, le-am transmis ca amendament, pentru că, așa cum am spus, acest proiect este în dezbatere publică.